Am revenit, doamnelor și domnilor, emisiunea de la A la Z, genul de emisiune informativă din cât mai multe domenii. E, după ce am vorbit despre apă și despre proiecte de viitor puse pe tapet de cei de la Goscom Orăștie, activitatea Goscom Orăștie, în partea a doua a emisiunii l-am invitat pe prietenul meu, Pompiliu Crai, să mai punem puțin țara la cale, să mai facem o analiză, să mai discutăm despre una alta, dar în special am fost foarte curioasă, pentru că n-am prea apucat să stau de vorbă cu el. A renunțat la politică sau a renunțat doar la PNL și are gânduri să se reorienteze, știu eu, către o altă, un alt curent politic. Mai ales că acum, după cum ați văzut, în ultimele zile, Mircea Muntean reloaded, ca să nu spun Matrix, și se pregătește pentru primăria, să câștige primăria Deva și nu-i de aici colea, s-ar putea ca mulți să repede, știți cum e, hai să mergem pe lângă cel pe care îl văd câștigător. Deci avem subiecte de discutat, dar bine ai revenit în studio, scuză-mă că bine am regăsit. O introducere așa de lungă. Corecta, n-am renunțat la politică. N-ai la renunțat. Prima dragoste nu renunță nu, nimeni. Chiar dacă n-am făcut politică chiar așa la vârf, dar am făcut la un anumit nivel. Și, acum, câte zeci de ani. Zic că am făcut și mă mândresc, pentru că cum să nu cred că am făcut lucruri rele, nici profesional și nici în politică. Și mai e o chestiune că avem toți un drum în viață, da? Și drumul ăsta în viață, dacă ne însoțește alături adevărul, ajungem undeva unde poate dăm de lumină, dacă nu dăm de întuneric, cei care suntem însoțiți de minciună, de trădare și de altele. Păi, de acum așa că cu asta v-am spus și motivul pentru care am plecat din PNL după aproape 30 de ani, nu cu părere de rău, și mi-am luat rămas bun de la colegi și le-am mulțumit pentru colaborare. Deci n-am plecat, așa să zic, pe picior de război. Că sunt niște chestiuni care mie nu-mi convin vis-a-vis de ce se întâmplă astăzi în conducerea centrală a PNL-ului și în cea locală, e o altă chestiune. A fost hotărârea mea, n-am așteptat să mă dea nimeni afară din partid și mi-am dat pur și simplu demisia și cu asta e un capitol încheiat deocamdată în privința PNL-ului. Ce ne rezervă viitorul? Am fost atentă la nuanțare, deci am plecat singur de bunăvoie, n-am așteptat să fiu dat afară, pentru că, dacă vă aduceți aminte, am mai discutat cu Pompiliu Crai despre ceea ce se întâmplă în PNL și despre nemulțumiri, că sunt și nemulțumiri, și pentru că am discutat în timpul emisiunii și au fost prezentate puncte de vedere personale ale domnului lui Crai. Se pare că genul ăsta de sinceritate și de lecții până la urmă, că totuși sunt 30 de ani de politică, fratele meu, deci ai trecut prin o mulțime de situații. Mi se pare anormal să îl tragi de urechi pe un senior, da, care îți atrage atenția, vezi că nu este bine ceea ce faci. Ei, și normal, te gândești, zic o dată, zic de două ori, nu se prinde de niciunii, nici de unii, nici de alții, ba din contră, toate se întorc împotriva mea, păi mi se pare normal, de ce să mai stai acolo? Ori s-ar putea să mai fie un motiv. Cred că prea te-ai obișnuit cu plimbările pe aici, pe acolo, cu concedii, cu, ca pensionar. Nu-i mai frumoasă viața? E frumoasă viața, dar, cum să spun, fiecare etapă din viață are frumusețea ei. Câteodată te împaci greu cu o anume idee, că nu mai te bagă lumea în seamă, așa cum era înainte când, să zicem, ocupai o funcție și aveai un pic de putere era în mână. Cu, da, dar asta e la noi. Până la urmă, dacă lași după loc de bună zile, ziua te uită toată lumea. În viață, dacă lași loc de bună ziua și cum spuneam și cum ai confirmat și tu, că dacă te însoțește în cursul vieții cu adevărul alături de tine, e bine, e bine. Și nu am, cum să vă spun, oameni care să mă blameze sau sigur sunt discuții contradictorii pe un subiect sau pe altul, am și pe linie profesională nemulțumirile mele legate de un subiect sau altul,
Dar până la urmă m-am obișnuit cu ideea de pensionar, chiar dacă nu mai activez în momentul de față, profesional vorbind, în absolut nimic. Doar așa mai consiliez pe unii pe alții care mă caută pe un subiect sau altul legat de profesia mea de bază, aceea de inginer minier. Ce face un subiect ăsta, da. Cum să zic, actual. Tot, zic. Tot mai actual e acest subiect. Ajungem, și păi încheiem subiectul cu eu aș... și hai să mergem să vedem ce se întâmplă, da. Pentru că arde, arde. Nu, numai atâta, o singură întrebare mai am. Nu ai renunțat la politică, da? Te îndrepți, probabil după o pauză de refacere, de, mai știu eu, către Aripa Orban? Nu este niciun secret. Deci eu am ținut legătura direct și personal cu domnul Ludovic Orban de o perioadă, când m-am hotărât să fac acest pas. Oricum ne cunoșteam și personal și dinainte. O, da, că am venit de multe ori în județ. Da, și i-am spus care e situația aici și că ce se întâmplă și am spus că zic, probabil că dacă nu o să fiu dat afară să, înainte să apuc să-mi dau demisia, am voie da demisia. Și între timp mi-am dat demisia. Îl aștept să vină în județ pe domnul Ludovic Orban. Când va dori să vină, va veni, îl aștept. Mai sunt și alții care îl așteaptă, îl aștept numai eu personal. Este organizație? Nu, păi suntem, suntem în etapă prealabilă înființării de organizații. Se va înființa, probabil, se va constitui un grup de inițiativă care să se ocupe de înființarea de organizații la nivel local și la nivel județean. Deci sunt niște etape grele, adică pornim de la zero. Exact. Și timpul e scurt, până în 2024. Dar, numai eu, candidați. Având atâta experiență într-un singur partid politic, trecând prin foarte multe etape bune, rele, că au fost suișuri, coborâșuri, au fost când am fost PNL-ul la 5%, la 10% și știu ce înseamnă să înființez niște organizații. Mai greu este cu partea umană, că greu găsești oameni să fie și de calitate, să poți să-i atragi și știi cum e omul, vin, dar ce-mi dai? Omul nu, bă, mai întâi trebuie să dau eu țării ceva și pe aia să-i cer. Nu, pentru dar, că exemplul de sus este cu totul altul. Mulți se duc cu buzunarele goale și se îmbogățesc. Până la urmă, acolo, având în vedere imaginea de locomotivă, să zic așa, a domnului Ludovic Orban, creând în jurul lui o echipă, să zic, nu foarte numeroasă, dar să fie calitativ la un nivel cât de cât, mediu și peste mediu, cred că vom putea să avem un cuvânt de spus la viitoarele alegeri din 2024. Timpul nu este foarte lung, 2 ani, 3 ani trec repede, mai ales în condițiile geopolitice la nivel european din ziua de astăzi. Va trece, va trece repede și vor fi alegeri. Aud că sunt niște propuneri ca să se comaseze localele cu parlamentarele. Probabil că va fi vorba și de vreun referendum, cine știe. Deci toate la grămadă ca să nu mai știi ce... ce bun, ce... dacă e să o gândești din punct de vedere al cheltuielilor... Da, e perfect. E bine, pentru că bugetul e tot mai subțire și sigur că nu îți dă mâna. Și acum ce mi-e că ștampilez 3-4 buletine de vot? Ce mi-e că ștampilez 5-6? Eu mă tem de altceva. mă tem de oricum nu știm veșnica pe ce punem, prezență scăzută la vot. Oricum nu știm pe ce punem ștampila, așa că... Nu, poate știu referendumul, dacă va fi că la referendum, da, în funcție de ce, ce întrebări se vor pune sau ce vor să modifice atunci... Pe ceva legat de Constituție, da, mă clar, gândesc. Atunci oamenii se vor duce pentru, sigur, referendum și repede vor profita de situație să organizeze și localele și parlamentarele. Da? La urmă, lucrurile încă în politică sunt dintr-un anume punct de vedere clare, că la locale primează persoana, omul care candidează, da, indiferent că de la bun, ce partid, rău, lumea îl cunoaște, că e de acolo, din comunitate, și
cel care e în pole position cam câștigă. Da. Întotdeauna. Problema este că, știi, sunt primari care chiar au idei și au proiecte și vor să facă ceva și nu știu să se poarte prea, adică nu sunt prea populari și sunt alții care, dacă strânge mâna și te salută pe stradă, imediat oamenii pun ștampila pe sigur, e veșnica problema carismei. Și dintr-o dată te trezești, păi dacă diferența între profesionalism și popularitate, știi, nu se prea face în știi cum e popularitatea, ți-o poți câștiga în mai multe feluri. Păi, nu neapărat numai prin fapte bune. Păi, poți să fii popular și prin agende fapte. Deci atunci, nu se face diferența. Profesionalismul că este profesionalism, popularitatea este popularitate. Poți să fii și cel mai bun actor și cel mai bun bucătar. Mai spun ceva. În politica românească, dacă ne uităm și la vârf și nu numai la vârf, datorită lipsei de educație și a slabei participări la vot, câteodată se nasc monștri. Da. În politică, monștri, adevărați monștri, din păcate. Ăsta este adevărul. Sigur, nu generalizez, dar sunt atâtea cazuri avem de oameni care până la urmă au suferit condamnări, au așa pentru diverse fapte că nu, poate că știu eu, unul, două cazuri ar fi fost greșeli juridice. Și culmea, dar restul. Și culmea, mi-aduc aminte de alegerile locale, nu știu, de trecute sau de acum două ediții, nu știu, că era un primar care ajunsese în pușcărie în timpul. Și păi l-au votat. L-au votat. Da. Undeva, într-o comună. Într-o comună, nu știu dacă nu prin Teleorman. Ar trebui să-l scoată din pușcărie ca să-și depună mandatul. Să-și depună jurământul. Ce vă spuneam mai apropo de popularitate și de profesionalism. Da. Dar, mă rog, nu știu cu cât profesionalism. Nu terminam cu subiectul ăsta oricât am vrea să întoarcem și tot acolo este ajungem. Este inepuizabil. Oricum. Inepuizabil. E ca o caracatură cu o multitudine de tentacole, voiam să spun că nici la nivelul Uniunii Europene lucrurile nu stau prea bine, că o cam bâjbâie, o cam, nu știu, și cu pandemia atât au sucit-o și atât au învârtit-o și acum a mai venit și nebunia asta cu războiul dintre Rusia și America. Mă rog, războiul, Ucraina. Poate economic deocamdată. Ucraina, da. Așa, Doamne, nu știu, ferește de un război direct. Da, Doamne, ferește. Mă rog. Problema este că, uite, din cauza acestor șocuri, pentru că trecem din șoc în șoc, da, niște decizii gata luate, bătute în cuie și bine stabilite în interesul unora, da? Uite-te că se răstoarnă. Apropo de exploatarea cărbunelui și de trecerea, pentru că este problemă cu gazul rusesc, Germania trece din nou la exploatarea zăcămintelor de cărbune și alții și alții. Acum despre Germania se spune că au făcut investiții sau vor face investiții pentru a putea să exploateze. La noi nu știu ce investiții s-ar mai putea face, că deja sunt trecute pe linia de închidere. Mă, aici vă spun eu și, mai cum stau lucrurile. Statul a dat și o subvenție pentru a le închide cât mai repede. Ce facem? Situația nu suferă comparație. Eu am mai spus lucrul ăsta. Ce înseamnă exploatarea cărbunelui la noi și ce înseamnă exploatarea cărbunelui în bazinul Ruhr sau în bazinul Silesii în Polonia. Deci sunt zăcăminte de huilă acolo, ca și aici, numai că acolo este huilă de o calitate superioară. Condițiile geominere, adică dificultatea de a putea scoate cărbunele este mult mai mică față de Valea Jiului, adică e vorba de adâncimi mai mici. Și de tehnologie. Tectonica zăcământului, stratele de cărbune
mult mai groase, nu sunt intercalate de steril și fiind și la adâncime mică, nu, prezența metanului nu este atât de pregnantă cum este în Valea Jiului, unde avem un zăcământ spre finalul lui, adică în partea la cota finală, ultimele straturi de cărbune în Valea Jiului. Vorbim de bazinul Văii Jiului, că acolo e un singur, o singură geneză are acel zăcământ și așa a fost. De 200 și ceva de ani se tot exploatează ce a fost smântâna de deasupra. Caimacu. Caimacu s-a terminat. Coroborat și cu faptul că de 30 de ani nu s-a făcut, nu s-au făcut niciun fel de investiții. Pentru că trebuie să faci investiții ca să poți să extragi și calitativ și cantitativ cărbune. Ați văzut că în ultimii ani s-a extras tot mai puțin, tot mai puțin, încât cele două termocentrale funcționau cu schimbul. Trei zile una, trei zile alta. Acum mai funcționează trei zile Paroșeniu cu 1000 de tone scoase pe zi, timp de trei zile și cu asta basta. Acum, ca să crești în Valea Jiului producția, este exclus să mai faci acele investiții care nu s-au făcut timp de 30 de ani. Ce poți acum să faci? Să cârpești. Adică să mai angajezi 100, 2, 3, 5 de oameni, nu știu de unde și aia, da? Ca să crești producția la nivelul non-tehnologie, tehnologiei care există de fapt, adică să dai la lopată, să pui cărbunele pe crațări cu lopata, să folosești picamărul la front și nu combina de abataj, pentru că acestea nu s-au cumpărat, nu există, le bagi greu în subteran, distanțele de transport, iarăși e o mare problemă, sunt foarte mari, ceea ce implică costuri mari și atunci cărbunele care se extrage din Valea Jiului se extrage puțin și cu costuri foarte mari. Bun. Și atunci suntem într-o piață totuși, indiferent cum ar fi. Și pe sfârșit. Așa că problema redeschiderii minelor din bazinul Văii Jiului, tăiați-o de pe listă. Ce se poate face și probabil că se va face este să se mărească capacitățile la complexul energetic Oltenia, unde se exploatează exclusiv la suprafață, dar lignit, un cărbune de calitate, putere calorică inferioară, și pe baza căruia funcționează termocentralele din sud. Adică e vorba Turce, Rovinari, Vâlcea, Craiova. Deci poate să asigure. Toate astea vor funcționa, sigur că sporind capacitatea de producție, se sporește și capacitatea de producție. Deci se va investi în complexul. Aici, care e marea problemă? Utilajele de tăiere, adică acele combine uriașe, și descoperta. Aici e marea problemă. Descoperta, ca să faci descoperta, trebuie să expropriezi teren. Proprietarii sunt toți privați. Deci exproprierile au rămas în urmă. Nu s-au mai făcut. Și acum trebuie să vii dintr-o dată, să dai o lege specială, să expropiezi, ca să poți să-ți dezvolți noi capacități în bazinul Oltenia. Deci, asta e. Viitorul aparține energiei ieftine. Da? În producția de energie electrică. E vorba de eolian, fotovoltaic și gaz metan. Dacă nu dădea Dragnea 114-le, mă rog, hidro rămâne clasic. Eu vorbesc de a dezvolta, că hidro nu le mai pot dezvolta, pentru că bazinele hidrografice sunt deja folosite la maxim aproape. La maxim. Gazul metan din Marea Neagră, dacă nu s-alungau investitorii cu acea ordonanță 114, vorbim de offshore, deci din platforma Mării Negre, astăzi se exploata gaz metan. Și pare că acum PSD-ul va repara. PSD-ul nu, ce să repare PSD-ul? PSD-ul nu trebuie să fie realist. În căutarea timpului pierdut. Păi nu, dar ai alungat un investitor care își vinde sau și-a vândut deja cota de participare unui alt investitor care trebuie să o ia practic de la capăt. Și să deschizi o exploatare, o platformă maritimă la 3000 de metri adâncime, nu-i de aici decolea. Noi, România, nu mai are aceste tehnologii. Deci nu le-a avut, de fapt. Da, se pare că totuși e pe final acest proiect. Pe final în ce sens? Pe finalul, nu știu, am văzut, trebuie
legată platforma maritimă. Nu, aici facem confuzie. Sunt două aspecte. Este onshore și offshore. Da. Onshore-ul, vorbim de onshore, care este la malul mării, unde e o adâncime mică și un alt investit. Da, ăsta până în toamnă va da primele cantități de gaz, dar aici e vorba de rezerve scăzute, reduse. Așa, nu de sunt picături. Cum ar veni? Sunt de luat în seamă, dar nu să devii exportator net. Deci noi vom putea deveni exportator net de gaz metan, după ce sigur ne satisfacem nevoile interne, atât în economie cât și casnic, vom deveni exportatori de gaz metan. Că n-ai ce să faci cu el, că n-ai unde să-l acumulezi atâta gaz. Atunci te cuplezi la hub-urile internaționale și de acolo vinzi. Că asta e piața, așa funcționează piața. Da, o să mai dureze. Măcar 4-5 ani. Gazul ăsta care mai e, că tot se fac proiecte și se finanțează proiecte. Eolianul iarăși este... Pentru introducerea gazului în mediul rural, măcar atâta să poată să asigure. Cu mediul rural, la prețul care e acum la gaz, nu se mai cuplează, nu se mai branșează nimeni. E ca și povestea cu apa și canalul, că și acolo unii preferă privata din fundul grădinii, să dea bănuțul. Nu am zis de eolian. Eolianul va juca un rol foarte important. În platforma continentală din Dobrogea e cel mai mare parc eolian din Europa. Vorbesc pe continent. Extinderea acestui parc eolian sau acestor parcuri eoliene în offshore, adică pe suprafața mării, unde vântul bate non-stop, ar însemna mană cerească pentru creșterea capacității la energie electrică. Păi poate s-or găsi și minți luminate care să poată să pună în practică și poate își dau seama și cei care conduc această țară că este momentul să mai facem ceva și pentru alții, nu numai pentru propriile buzunare, dacă nu cred că avem sunt greu de înțeles. Avem darul de a ne tot împiedica în tot felul de chichițe birocratice. Păi ne împiedicăm tocmai ca să vedem cum putem să tragem noi spuza pe turta noastră, nu? Ca să facem ceea ce trebuie să facem. Ceva, lucrând 5 ani de zile într-un minister, Ministerul Economiei, acolo, în inima problemelor, am constatat niște lucruri, că aceiași slujbași funcționari publici sunt acolo de ani de zile, vă refer la eșaloanele inferioare, 2-3 în jos, dar, cum să spun, oameni de care trebuie să treacă anumite documente, anumite hârtii. Și dacă nu vor, nu trec. Și nu trec. Dacă ei nu vor, și nu trec. Și nici ministrul nu are nicio forță. N-are ce să le facă ministrul. Deci am avut discuții pe teme de genul ăsta, neputând să promovăm anumite proiecte, anumite interese care erau pe domeniul minier la momentul respectiv, din cauza ba unui jurist, ba unuia de la administrativ, ba unuia de dincolo. E, lucrurile astea persistă de ani de zile și ministrii n-au ce să facă. Odată că fiecare ministru, durata lui de viață ca ministru este extrem de scurtă, secretarii de stat la fel, și atunci rămân, să zic, directorii generali din ministerie care sunt funcționari publici și care stau mai mult pe scaune, dar ăia lucrează direct cu cei despre care eu vă vorbeam. Și este așa un fel de mică înțelegere între ei acolo. Și de-aia lucrurile merg prost, fiind și foarte mulți. Foarte, foarte mulți. Întotdeauna când s-au făcut restructurări, s-au făcut din teritoriu, nu s-au făcut de la București. Și când mai e prostia asta, tâmpenea asta. Reduce numărul de angajați de la ministerul cu tare și cu tare și te trezești că numărul de angajați din teritoriu. Nu te poți atinge de un funcționar public. Uitați-vă la Oancea. A vrut să facă ordine în primărie și să reducă. A schimbat organigrama. S-au constituit imediat în asociația salariaților, victimelor abuzurilor primarului. Au deschis proces în instanță și se judecă nenică procesul, cine știe când, nu-i gata. A trebuit să-i aducă înapoi. Și atunci, să le mai și dea bani din urmă, probabil. Da. Asta este sistemul birocratic. Din păcate. Nu știu de unde ne-am inspirat. Da. Oare? Dar ce? În situații din astea nu cred că trebuie să te inspiri. Inspirația le vine în funcție de interesele lor. Nu
totuși noi avem modul cum am rânduit lucrurile în administrație, modelul că am fost francez. Francez, da. Dar da, totuși francezii unde sunt și unde suntem noi? Despre ce vorbim? Omul sfințește locul. Și am zis, în funcție de interese, da, în funcție de... Asta ne e felul. Ce să facem? Continuăm cu chestiunea asta legată de redeschiderea minelor. Mai am 6 minute, da. Aici nu vorbim doar de cărbune, să fim foarte bine înțeleși. Aici nu vorbim doar de cărbune pentru a trece și a ajunge la Green Deal în 2050, că ăla e ordinul de timp, anul 2050, înseamnă să nu să ne întoarcem, că cu pruștim despre el, crom, titan, vanadium, astea le cunoaștem. Dar trebuie să aducem la lumină metalele rare din tabelul Lumendele, lantanide, actinide, litiu, grafitul, toate astea sunt elemente care concură într-un procent mai mic sau mai mare la tot ce înseamnă viitoarea energiei verde, la producerea energiei verzi. Adică mă refer odată la mijloacele de propulsie auto, da? Bateriile care deja sunt pe aici, este necesar litiu, este necesar grafit, este necesar cupru în proporție foarte mare. Există prospecții, se știe. Acum vorbim la nivel mondial. La nivel mondial, cam 3-4 țări dețin rezervele majore. De și asemenea, România este printre ele? Imediat, nu. Nu? Este China... Da, este Australia, Statele Unite, câteva țări africane, da? Europa, din păcate, nu este. România există, să zic așa, ca o pată albă în domeniul ăsta, pentru că aceste pământuri rare și metale rare, ele au apărut în metodele de preparare din trecut și din prezent, ca și metale care încurcă procesul de preparare ca să, sau elemente ca și, mă refer aici la aur, la cupru, la plumb, la zinc, apar în gangă, adică împreună cu. Și atunci în procesul de separare a cuprului din minereu, a aurului din mereu, a zincului, acele elemente produceau acel fenomen de diluție, încurcau. Deci, pentru că ele nu erau cunoscute, dar nu aveau o anumită întrebuințare, cel puțin în perioada comunistă. Inutile. Da. Ele, acum, dacă e să ne întrebăm unde sunt, în iazurile de decantare care există și sunt atâtea depozite care unele ecologizate, altele nu, există acolo aceste elemente și, sigur, cu tehnologia adecvată pot fi extrase de acolo. La dar, fel cum se spune și despre sterilul de aur, nu? Că iară, despre asta vorbim. Așa. Steril de la aur, de la orice, nu contează. Vorbim despre existența acestor elemente pe teritoriul României. Ele există pe teritoriul României, dar nu au fost conturate prin niște cercetări, eu știu, aprofundate. Există o întreprindere de metale rare la București care se ocupă cu așa ceva, unde există un bun amic de-a meu, prieten, director acolo și care la momentul de față încearcă să redeschidă niște perimetre care au fost doar de cercetare. Nu s-a exploatat. Deci a reluat ca să contureze niște rezerve. Deci asta înseamnă să faci studii în teren, să sap galerii, da, să intri, deci să nu, vezi. Nu săptămâna viitoare. Nici vorbă. Deci pentru așa ceva trebuie ani de zile ca să treci de la procesul de exploatare, da, până când să ajungi la materia finită. E o întreagă tehnologie care durează implementarea ei ani și ani de zile. Da. Și avem grafit. Grafit avem la Baia de Fier, în Gorj, unde e un zăcământ de grafit care e deținut actualmente prin licență de către Societatea Națională a Sării, care s-a exploatat în trecut și care se pare că se dorește repunerea lui pe rol, pentru că se deschid în România capacități de producție pentru baterii auto, pentru panouri fotovoltaice, unde este necesar grafenul care se produce din acest grafit. No, gata, și punct. Ne trezim că statul nu poate să investească, statul o privatizăm. Nu.
Statul nu investește, statul nu mai investește. Privatizăm, nu are bani, nu are bani să plătească pensiile, dar de unde să mai investească statul? Deci urmează întâi să privatizeze societatea. Nu, statul externalizează, acordă licențele pe un sistem concurențial, o licitație, unde vine un investitor care... Da, face, sau în județul Hunedoara sunt legende sau povești adevărate, totuși. Legate de? De aur. Păi, județul Hunedoara împreună cu județul Alba, la ora actuală, dețin cele mai mari rezerve de aur, nu din România, din Europa, să zicem. Să nu mergem mai mult, că mai au și alte țări. Bun. Deci există rezervele, dar nu sunt exploatate la momentul ăsta. Bun. Despre aurul din județul Hunedoara vorbim data viitoare. Iarăși data viitoare. Păi, uite, așa se face, epuizăm timpul. Ce repede trece timpul. Câte aveam să răspund despre aur, ai de mine. Gata, emisiunea viitoare vorbim despre aur, după ce vin din concediu, da? Da, mulțumesc. Mulțumesc mult pentru că ai dat curs invitației, mulțumesc mult pentru informații, sper că a fost mai mult decât interesant și pentru voi. Vă doresc toate cele bune, să ne vedem cu bine, să auzim numai de bine și știți că întotdeauna vă iubesc de la A la Z.